Acum aproximativ 100 de ani, un filozof spaniol, Miguel de Unamuno, spunea: eu sunt eu și împrejurările mele, dacă nu le valorific, nu mă valorific nici eu. De ce vă aduc aminte acest îndemn? Nu este un îndemn spre a fi oportunist, spre a face o carieră călcând totul în picioare. Nu. Vă aduc aminte de acest îndemn pentru că trebuie să priviți cu luciditate împrejurările în care trăim, în care trăiți, și să reușiți să vă împliniți visul, indiferent de realitate din jur. La urma urmei, dacă stau bine să mă gândesc, aveți șanse mult mai mari decât au avut alții înaintea voastră. Și mă gândesc la cei care acum sunt cuprinși în istoria teatrului. Așadar, nu uitați să vă valorificați pe dumneavoastră înșivă. Eu, pentru că a fost invocată o anumită cununie sacră, îmi place să cred, mă simt ca un nuntaș, așa că darul pe care aș putea să vi-l fac ar fi unul de natură spirituală, desigur, care poate fi cuprins în gând bun, într-o energie bună și în urarea să aveți întâlniri bune, iar voi să fiți inspirați, să nu le ratați și să faceți din întâlnirile care vă așteaptă întâlniri făuritoare de destin. Dar pentru aceste întâlniri trebuie să fiți pregătiți și să aveți ochii larg deschiși, să nu le ratați. Deci vă doresc să nu ratați întâlnirile bune care desigur vă așteaptă și pentru care școala v-a pregătit și v-a pregătit într-un mod superb.